În 1986, țin minte parcă a fost ieri, am dat probe la Real Madrid, eu, Balaci și Cămătaru. Dintre toți m-a plăcut cel mai mult pe mine și-a înaintat o adresă la tractorul Braniștea, unde eram legitimat, că sunt dispus să plătească 42 de milioane de dolari. Așa era pe atunci, cu dolari. Oficialii clubului din Braniștea au zis că o să analizeze, să mai gândească, că mai aveam și alte oferte. Într-un final au acceptat. Numai că din Comitetul Central al PCR, unde erau numai milițieni, numai securiști dinamoviști, mi-a refuzat transferul. Mă rog, nu despre asta vreau să vorbesc. Sunt amintiri dureroase. Ce vreau să spun e faptul că ne luăm cu viața, cu necazurile și bucuriile ei, ca la fiecare. Și trecem prea ușor cu vederea, fraților, faptul că o nouă ediție a campionatului național de fotbal a României tocmai s-a încheiat. Câștigătoare este echipa CFR Cluj, față de care nu am nicio simpatie deosebită, dar nicio urmă de antipatie. Chiar mă bucur că ei au câștigat. Au fost echipa cea mai organizată și cea mai profesionistă, atât cât se poate, în campionatul nostru. Pentru ocupanta locului 2, FCSB, la fel, mi se rupe, era să spun inima, mi se rupe pentru că FCSB nu e Steaua. Am mulți prieteni, suporteri înfocați a ceea ce numim fenomenul Steaua, care suferă acum, numai că eu nu înțeleg de ce. FCSB nu este altceva decât un business privat, o ambiție personală, o jucărie a unui domn pe care îl cheamă George Becale, eu nu-mi permis să mă trag cu el de șireturi, să-i spun Gigi sau Nea Gigi, un domn care suferă de așa numitul delir mistic. Iar acest domn, George Becale, a fost adus cu ani în urmă la fosta Steaua pe postul de fraier care are bani, un fel de Vasile Turcu la Dinamo. Adus din șmecher, din general, din securiști, din Păunescu, cine mai era pe acolo. Și care au zis, bă, e prost, are bani, îl controlăm. George Becali, poate să-ți placă, poate să nu-ți placă, orice se poate spune despre el, dar nu că-i prost. Are o inteligență nativă. Și încet, încet, o strâns toată puterea în mâinile lui. Numai că o strâns-o mai tare decât ar trebui. Și de asta avem azi o echipă care arată ca o echipă de fotbal. Dar ce e acolo la ei, în vestiar, nici nu vreau să mă gândesc. Cred că ne amintim mulți dintre noi, cei care mai urmărim fenomenul fotbalistic românesc, celebra conferință de presă cu George Becale alături de fostul mare arbitru român, Alexandru Tudor, care părea scăpat de la Bălăceanca. Se uita într-un punct fix, se cunoștea că nu-i face nici cea mai mică plăcere să fie acolo, nu vorbi nimic, toată conferința. În schimb, a devenit expert în dat cu tămâie, liturghii și alte alea. De asta spun, FCSB nu mai este un club de fotbal. E o ambiție, un business, o nebunie și un delir mistic. Și din cauza asta, o să prăbușească. La fel cum o să prăbușească, nu în mult timp, întreg fenomenul fotbalistic. La România mă refer în primul rând, de pe tronul ăsta de sportul rege. Nu o să mai fi niciun sport rege. Fotbalul a devenit plictisitor, enervant, predictibil, plin de patronei de ăștia care de fapt să pișă pe el de fotbal și-ți disperați după imaginea lor și-ți prezentați mult mai mult decât ar trebui în toate emisiunile și publicațiile de profil, iar lucrurile astea enervează și îndepărtează lumea de fotbal. Și o să o vedeți ușor, ușor, an după an, în sponsor mai ales.
Da, dacă vorbim de perioada lui de glorie, anii 50, 70, 90, fotbalul a fost rege, pentru că a avut această capacitate de a prelua din tensiunea maselor și de a o exprima, în cele mai multe cazuri, într-un mod sportiv, de a-l face și pe cel mic să viseze că poate fi mare. Era ieftin, facil, ușor de intrat în legătură cu fotbalul. În ziua de azi însă, e un business din ce în ce mai plictisitor și mai enervat, din cauza, nu datorită, oamenilor care se învârt în fenomen.